Gheorghe Crăciun. Gheorghe Crăciun. De la Cantemir. De la Cantemir. Și tu ești cu... Cu mașină specială pentru persoane cu dizabilități. Cu dizabilități. Nu am găsit nicio parcare. Am fost aici la Fincombank, eu nu pot să merg, e greu pentru mine. Deci soția s-a dus să facă ei, să facă interesele care trebuie. Deci nu este nicio posibilitate. Și tu te-ai parcat aici și Fincombank la Cahul, la colț. Uitați, acolo este și taxiști. Da. Asta, deci. Și tu te-ai parcat acolo la taxiști. Da, n-am știut că e pentru taxiști. Uitați semnul cum stă, stă numai fața încolo, nu pot să vezi că e pentru taxiști. Cât ai cu spatele și nu început taxist, de cât și cauți aici, că nu e ieșit pentru taxist. Eu am văzut că nu au nicio emblemă de taxi, este o mașină. Uitați a doua, dacă o vedeți, nu știu acum, e prima sau a doua. O zis că așa e mașina șefului, nu are nicio inscripție. Păi cu mașina și șefului, dacă, mașina șefului poate să stea pe parcarea lor de taxi, dar o persoană cu dizabilități să facă interes, nu se poate. Tu nu te poți deplasa să... Nu, uitați-vă, eu mă mai deplasez, dar foarte puțin mă deplasez. Și mașina e specială, venită din Italia. Din Italia. Și cum e în Italia? Nu se discută. Ăsta este special semn pentru parcări, vedeți că scrie în toate limbile, și în rusă scrie. Care nu înțelege limba rusă, și în rusă. Și în Italia... Deci cu fotografii, cu tot. Și în Italia altfel să... Atitudinea față de persoanele cu dizabilități. Nu se discută. Când cu unul dintre taxiști, dacă nu-ți place cum la Moldova duci, trăiești în Italia, băi, care-i treaba ta? Tu spune, băi, domnule, parcare, pentru taxiști, noi aici muncim, așa, căutați, vă rog, o parcare sau dați că vă dăm o mână de ajutor să vedem unde puteți să vă parcați. Nu, e invers. Nu, e o bătaie de joc în țara asta noastră. Chiar îmi pare rău că nu știu, chiar vreau să mă reîntorc în țară. Cum să te reîntorc? La ce? Ia cam ușa. La ce să te reîntorci? Să-ți bată joc fiecare. Și aici nu e vorba doar de politicieni, e vorba și de oameni simpli care... Și oameni simpli, deci uitați, și banca, uitați, dacă vedeți o parcare pentru persoane cu dizabilități, eu nu știu ce să zic. Tot ca culul, întoarce-ți-l cum vreți. Cu 2 ani în urmă am făcut... Pentru... 2 ani în urmă am făcut cereri la Consiliul din Cahul. Nimic nu s-a luat nici în ziua de azi. Așa, deci banca și-a făcut parcările lor, au speciale cu ridicături de ele, vedeți? Dar noi, dizabilii, ce facem? Întotdeauna întâlnim probleme. Probleme uitați, cum? Magazinele se spun. Deci primul are. Eu vreau să mă duc în magazinul pasaj. Ce fac eu cu mă ridic? Fii sfăcute nici chiar și la gen, ai pe ei înalt. Eu nu înțeleg chiar unde se uită Parlamentul, unde se uită Guvernul. Nu implică legea, nu pun legea. Nu implică, legea este, dar nu se respectă. S-a deschis un centru comercial. Acest pentru persoane cu dizabilități. Toți au voie, toți au dreptul, cum și noi. Noi, persoane cu dizabilități, nu avem dreptul să trăim, nu avem dreptul la viață. Ba, cum te reîntorci în țara, spuneți-mi. Doamna, spuneți, unde? Cum te reîntorci? La ce? Dacă ăștia mai nu te bat că te-ai parcat în locul la taxi. Normal că... Și iau-te semn prin mașină să vede, iau-te, ala-i persoană cu dizabilitate. Și încă una. Și numerele italiene. Și să vede că nu ești de aici și abia te ridici, tu le tragi picioarele. Normal, uitați, chiar în documente. Eu n-am văzut nici la noi în țară, am avut mașină la noi în țară, nu am avut. Tot e scris cu frână, accelerație la mână, accelerațiune, chiar înțelegi limba italiană. Dar totuși se cunoaște, freno cu accelerațiune, asta cum ar fi frână cu accelerație. Domnul Gheorghe, de acord, am văzut că e tot cu mână, la mână aveți toate. Ce facem pe 11 iulie? Ce facem pe 11 iulie? Ce am făcut când am votat 16 noiembrie. Așa, ce am făcut, așa îi facem. Noi să știți că tot timpul am avut alături de noi colegi, noi îl avem în lista electorală pe Cornel Baran, un băiețel, un băiat paraolimpic în cărușor. Noi tot timpul i-am apropiat din noi pe oamenii care sunt ca și noi, nu mai au anumite probleme de sănătate și nu trebuie să îi eliminăm sau să-i scoatem din circuitul social și economic. Eu în afară de, nu spun ce partid, dar în afară de numărul 5 de pe listă, eu nu mai am încredere. Eu ne-am pierdut total încrederea. Total. Deci noi n-ai încredere. Nu, dumneavoastră sunteți de acord cu democrația, eu vă urmăresc întotdeauna, nu, întotdeauna ați făcut, v-ați dus peste tot locul și ați dat peste nas, dar văd că tot tași. Încă nimic. Mă duc să întreb, deși nu... Noi am să facem condiții egale pentru toată lumea, Gheorghe. Eu sper să fie condiții egale, sper. Dar ar trebui și lumea să înțeleagă, încotro ne dușim, cu așa chestii. Uitați, eu acum invalid, ce fac eu aici, cum eu mă cobor, cum...
E imposibil, Doamne ferește, imposibil ca când suntem nici în țările africane nu e tare. Domnul Gheorghe, v-am salutat, eu am să-i spun un punct de vedere. Uitați-vă, m-a sunat un băiat care a revenit acasă din Italia cu mașină dotată special pentru persoanele cu dizabilități. Și aici s-a parcat în centru Cahului, la bancă, la Mobias Bancă, și taxistii l-au luat la rost, la pumpe aici, pentru că de ce s-a parcat? Îmi pare rău, pentru că noi avem în societate o lipsă de toleranță față de persoanele care sunt cu probleme, care au altă... Poate vreodată noi am să înțelegem că lucrurile trebuie schimbate, dar până atunci avem foarte mult încă de învățat. Răbdare, dragi prieteni, și persoanele cu grave probleme de sănătate trebuie integrate în societate, nu eliminate, nu bătute, și locuri de parcare special amenajate și condiții speciale pentru cei care nu au acces în instituțiile publice. Asta însă o facem noi.